Salutare, se pare că vom filma iarăși un nou episod la Metrorex. Eu sunt, cum se cuvine, în chiloți. Haideți să vă arăt cum arată sala. O grămadă de băieți motivați. Mare parte din ei concurează. Îi așteptăm și pe ai noștri. Pe Andy, pe Remus. O să vină Cosmin și nu mai vine. O să vină Savin, o să vină Emil. Și vloggerul vostru preferat. Mare Gin fără capa. Au venit și o parte din băieți. Ia, câte? Are 4 grame, zi așa, de control. El citrulină, pentru cine n-a văzut ce scrie acolo. Emil e mare fan citrulină, la fel și eu. Eu mai mult că mi-este citronadă, deși simt pomparea, dar mi-este citronadă. Dacă pui ceva dulce, gen EA, BCAs, chestii de genul, sau varianta lor în română, BCA sau EAA, ți este prea dulce. Auziți aici cum se troznesc artificiile de Revelion. Și nu avem vecini, ca să ne înțelegem, deci nu avem vecini. Aici se muncește. Se face geno. Băieții fac spate. Eu nu fac nimic. Filmez. Eu de-aia am venit. Bun, Emil. Nu ne-am văzut. Nu ne-am văzut de câți ani? De când ne-am văzut? De 5 săptămâni, 6, de cât timp? Trebuie să vină aici cu carul de filmare. De vreo lună. Păi când am fost ultima oară la Fitness 2000, trebuie să așa. Zim cel mai pe scurt din lume, pentru că am apucat să iau pre-workout și tu te-ai schimbat, nu în cea mai mare grabă din lume. Zim-mi cum ai evoluat de atunci ca și kilograme. Oamenii au văzut progresul de când ai filmat chestia aia cu factorul psihologic, adică fizic se vede, dar ține de greutate, cum stai? Păi, de dimineața am 83 în dimineață. Și în ultima lună cât ai dat? Păi atunci aveam cam 85 ceva. 2 kg. E lux. Și nu ești, am înțeles că nu ești hotărât unde concurezi. Da, eu sunt hotărât. Nu ești hotărât, da? Ba da, sunt foarte hotărât. Nu, a, nu știu dacă și iese. Pe Facebook, nu, o să iasă. Ideea era, aveam o părere la modul... A, unde arăți? Da, unde cred oamenii care au habar de sport ăsta că m-aș încadra mai bine. Că eu știu că acolo o să intru. Și ce ți-a zis? Păi sunt păreri și păreri. Ideea e că l-am trecut după concurs de la Naționale, mi s-a zis că m-aș încadra mai bine pe culturism decât pe clasă. Ok. Dar pentru pronutrition o să încerc tot pe clasă. Și eventual și culturism, dacă sunt ok și a doua zi, o să mă scriu la ambele. Și la seniori? La seniori. Deci vii la Național la seniori? Nu, eu vorbeam de pronutrition. La... Deci pronutrition, așa, masters, nu, naționale. Nu, la anul de masters. A, deci vii doar la pronutrition anul ăsta. Posibil să vin și la naționale. La Semtex, ceva? 16, 12... Să ajungem acolo. Să trăim, să vedem, că nu știi. Exact. Bun. Să pas, treacă. Dar la Cupa României, la astea primele nu vin, nu? Bun, am înțeles. Bun, hai să vedem cum arătăm, hai să facem o evaluare. Hai să pozez eu primul, sunt mega la rece și tu ai zis că vrei la rece. Că nu-ți place cum te pompezi, vreau să-mi dai, să facem niște întoarceri și vreau părerea cea mai obiectivă cum ne-am obișnuit, da? Te uiți, Emil, da? Pentru tine.
numai pe spate un pic aici. Bun. Bun. Te ascultăm. Față de data trecută, ai îmbunătățit foarte bine aici, mid-section. Inclusiv în spate, zona lombară. S-a fost mult surplusul ăla, de lateral, în spate, nu mai e. Acum nu știu la... E mult mai bine și aici. Încă se vede că s-a dus. S-a dus mult. S-a dus mult de pe fesier femoral. Dacă au apărut? Au apărut? Nu au apărut. Sunt departe de așa ceva. Dar încă e în interior. Da, da, da. Norocul nostru că nu o să fim chiar cu tanga pe scenă. Da, da. De, da, nu, nu. Ca și satisfacție personală. Nu, frate, păi, dar nu concep. Eu știu ce vreau, să se depărteze fesierii, practic. Să ai spațiul ăla între stâng de drept pe partea de sus. Știi? Ai stațiul ăsta. Ce e aici? Aici vreau să mai nu uit. Toată aici. Ce sunt? Ați prins după string-uri pe astea? Da. Bun, bagă-te. Eu aveam astăzi... Cât aveam în ultima dată? 75 cât aveam, mai știi? Mă rog, aveam urmăritorii noștri și mai bine ca noi. Și am avut cel mai puțin ieri dimineață 71-100 după cardio. 73-100. Și astăzi am avut 74-100, că mai sunt niște fluctuații de-astea de la zi la zi. Face pozare de probă. Face pregătire de pozare pentru pozare. Foarte bună. Mai în spate un pic, mai în spate. Îl iau și pe cu gambe. Aș vrea mai în spate să prind tot neonul ăla pe tine. Ceva de genul. Ești perfect aici. Ești încadrat. Mamă! Alt film, frate. Alt film. Bine, rău. Bravo. Bravo, frate. Bravo. Mamă! Stați-vă ce-i acolo. Bravo, Emil. Foarte frumos. Foarte estetic. Și coapsa se separă foarte bine. Bun, 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 bun. Wow. Midsection-ul e desen animat, e din alt film.
știu dacă se vede pe filmare, dar și bicep și bicepsul brachial față de... Foarte bine. Când ai comport mine? Coapsele nu le uita. Bine. Și dacă bași fundul înapoi, când pozezi, de curiozitate. Alt film. Vezi că e... Și bagă fundul în față acum? Fă-mi treaba asta de 2-3 ori să văd pe filmare. Așa nu stai. Nici să nu-ți treacă prin cap să faci altceva. Nici o secundă. Înapoi, fundul înapoi. Da. Da. Toată problema aia cu separările pe coapse pe care le-ai avut în anii trecuți? Eu știu ce tendință ai tu și eu am tendința aia. Hai să spun cum o gândesc eu. Dacă sunt pe scenă cu unul care are coapse ca mine de bune și așa, o să pozez încât să se vadă mari. Dacă sunt cu cel mai mare de departe pe scenă, o să pozez cum ți-ai să pozez, ca să se vadă mai separat. Pe mine mă interesează separat. Pun-o spate. Fă chestia asta de 2-3 ori, bagă-l față-spate, față-spate. Ok? Și înapoi. Ok, acum ai și tu filmare și o să te vezi. Și o să vadă toată lumea. Și fii atent că mai faci o greșeală. Out-angling. Îți dai singur out-angling. Nu te lași pe spate niciodată. Fundul înapoi și ești pe față. Ca la... Ascultă puțin. Ca la extensii pentru triceps. Ești 5 grade în față când faci extensii pentru... Ești aici? Ești niciodată drept. Tu trebuie să vii cu partea de sus cât mai aproape de arbitri, pentru că ai picioarele mari, ca și mine. Trebuie să păcălim cumva treaba asta. Trebuie să te răsucești un pic. Trebuie să te răsucești... A, ceva de genul. Trebuie să ocup cât mai mult spațiu. Bun, foarte bine. Partea de sus e gen scoți apa și ai concurat. Și femoralul mult mai bine. Bă, mă bucur să vă progres de asta. Cel puțin spate, trapez, sus e doar o peliculă de ceva, da? În rest ești foarte separat. Bine, 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 bine. Foarte bine. Bun. Bun. Ia încearcă să fandezi mai puțin. Mai puțin. Undeva pe acolo e sweet spot, să știi. Undeva pe acolo, poate și mai... Știi care e chestia? Tu având coapsele mari, trebuie să ai ori o proporție de sus-jos, ori dacă nu chiar te vezi mai mare sus. Știi? Nu ocupa, exact, nu ocupa mult spațiu jos. Nu ocupa mult spațiu. Trebuie să fie un raport între sus-jos. E perfect așa, e perfect așa. Acolo ești. Acolo ești. Ceva de genul. Eu aș pleca chiar cu piciorul mai, cu vârful mai în direcția aia. Așa, ceva de genul, pentru că ai tendința să te răsucești prea mult. Și piciorul tău stâng să nu fie de probă. Să fie întotdeauna acordat pe fie femural. Bun, hai, așa ceva, ceva de genul. Proiecția de jos asemene cu distanța de sus. Asta e reproșabilă, n-ai ce să... Asta cred că din tot concursul o să ai cea mai bună. Foarte bine. Bine. Ceas. Da. Coapsele? Bun. Bravo. Și mai aplicat? Dacă vii mai aplicat un pic? Îmi place mai mult. Așa și fă și pe ăla cu brațele acolo. Bun, bun. Și fă unul cu brațele la spate. Hai să încercăm unul cu brațele la spate.
Ăsta e. Ăsta e. Și coapsele, coapsele. Coapsele. Bestial. Ăsta e de la poza de aia nebună pentru tine. Bun. Ce să zic, foarte mare progresul. Drumul continuă frumos de tot. Ia zi-ne, cât de grea e în momentul de față pregătirea? Te chinui rău sau e suportabilă? Bă, sunt zile și zile. Ideea e că luni m-a apucat o mică, mai mare problemă la stomac. Ok. Diare. Am trecut peste ea, m-a cam tras un pic așa în jos, dar momentan pot să zic că sunt destul de ok, pentru că mănânc în continuare, sunt cam la 3000 de calorii. 3000 mănânci? Wow! Sunt foarte activ de dimineață până seara, umblu mult, client de dimineață la sală, apoi job, apoi iar ești la sală, la antrenamentul meu, mai fac exact, și cardio. Exact. Și n-am cum să stau. Dacă am o zi, gen, cred că am stat marți, vreo 1500 de calorii. Ai fost zombie. Puțin spus. Ia zi, cardio cum e? Cardio am început să mai fac după antrenament, de obicei. Am 40 de minute maxim, de vreo 3 ore, săptămână, poate chiar 4. Suportabil. Suportabil. Da, încă sunt într-o dispoziție, ți-am zis și că am spus și pe filmare, incomparabil cu anii trecuți. Păi ce? Că forma de acum, cu 5-6 săptămâni înainte, e aproape gen o săptămână înainte. La fel, e o forma, de, e o forma de azi, e forma de pronutrition de pe scenă. Anul trecut m-am suit pe scenă cu forma, poate mai slabă decât asta. Mai masiv, doar. N-are legătură. Adică ce s-a văzut pe filmare anul trecut, nu era așa uscat ca acum. Asta zic. Păi nu ăsta e scopul. Cum poți să compari doape fără doape ca mărime? N-ai cum să compari. Ai fost în 80, nu? Da, da, da. Da, dar hai să ne gândim puțin. Dacă acum, astăzi, am 74 de chile, atunci am concurat cu 80 și mai trebuia să dau. Zic că aș fi avut 78, ca să fiu în forma asta. Deci 6% diferență, greutate corporală între doape și fără doape? Eu zic că e ceva ce oricine ar vrea oricând la orice oră să realizeze. Probabil că mulți nu conștientizează. Eu sunt foarte bine diferența. Știu că am făcut anul trecut și n-am făcut 100% pe curat. Am făcut-o cu o doză foarte mică și oprit. Da. Poate două luni. Și am simțit ce înseamnă. Dar la mine a fost nimic. Toate am reușit să scot mult mai ok. Probabil bine anul trecut, cum să zic, a fost și abordarea mai din scurt. Și dacă aș mai fi acordat timp suficient, probabil că ar fi și ceva mai bine, mai treabă lună, să zic. Da. Dar n-am mai avut răbdarea necesară. Nu știu, eu consider că din, așa, din eșantionul pe care l-am de oameni care bagă, oameni care le-au oprit și așa mai departe, eu consider că foarte puțină lume ar putea să scoată, bine, trecând peste factorul psihologic, că mulți n-ar rezista să facă pregătiri pe curat și așa, nu s-ar suporta, dar trecând peste, aia e cea mai grea, bineînțeles. Nu că n-ar putea fizic, dar vreau să zic. Și în funcție de cât ai băgat, pentru că dacă ai băgat foarte mult, o perioadă foarte lungă de timp și le scoți, iarăși e un crash mult mai mare. Păi, sincer să fiu, adică nu pot. Din experiența mea, e mult mai ok să ai o pauză lungă decât să bagi ceva, pardon, ce, să oprești cu 3 luni înainte, să zic. De fapt, la 3, da. La 3 luni chiar e crash. E worst case scenario. Cel mai, arăt, să zic, ar fi cel mai puțin mușchi și cel mai gras. 6-7 săptămâni ar fi. Da. Undeva. Da. Ce trece în 8-10 săptămâni, 12, deja încep să iei la profilul hormonal, deja... Începe, dar durează mult până își devine. Încep să... adică la mine cel puțin cam așa e, cam la vreo, după 8 săptămâni, mă resimt. Nu, ideea, eu vreau să zic ceva de genul. Cineva care bagă multe doape de mult timp și așa mai departe și e pe ele și stă 90 de chile, niciodată în viața lui nu o să prindă aceeași formă sau mai bună, natural, la 83, gen. Asta încerc să zic, că faptul că eu am reușit chestia asta e în sine o super realizare, părerea mea, să te duci doar 4%. Da, mai ales că ne, cam de un an de zile am început, da, să filmăm și să ne antrenăm și asta, aici. Salut, salut. Și dacă nu ți-am, eu nu ți-am văzut evoluția, nu ți-am văzut pe nimeni. Da. Și ca și transformare și abordare și tot. Și aici, wow, exclud, aici exclud toată treaba de dietă vegană și de proteine animale. Lăsăm la o parte toată asta, omnivor, omnivor, să zicem. E wow și așa, indiferent. În primul rând, forma eu, când vin dintr-o zonă de, zonă de trișare și de făcut rău oamenilor, da, prin obiceiurile mele neortodoxe. Asta cu abordarea alimentației, ți-am zis de atunci. Pentru că, dacă îți faci necesarul de macronutrienți, poate să pune și din apă.
nu știu, la început... Cu lămâie, să zic. Exact. La început, când am făcut experimentul ăsta, am dat-o ceva la modul... Toți grei. Care toți grei? Sunt băieți de la Men's Physique aici, mai grei decât noi. Uite, avem acolo un băiat de la Men's Physique care e cel mai mare dintre noi. Sunt cel mai mic. Da? Poate de vârstă, frate, dar așa ne-ai omorât pe toți. Da. Ce ziceam? Deci prima dată când am anunțat că fac chestia asta, aveam vreo 2-3 săptămâni de dietă, când am zis că încerc dieta vegan. Și am dat-o la modul, bă, încerc, sunt curios, hai să vedem feedback-ul, știi? Dar nu aveam mari așteptări. Înțelegi? E, acum uitându-mă în urmă, mi-am depășit așteptările alea, că nu mă așteptam să meargă chiar atât de bine în direcția asta. Adică n-am plecat dogmatic, că nu m-a crescut mama vegan. Înțelegi? Pur și simplu. A fost un experiment care se pare că e foarte asta reușit. Asta și de la început să fie un experiment în general. Și cam toți ce am făcut abordarea asta pentru pregătirea asta, e cumva ceva ce n-am mai făcut până. Exact. Și la mine e ceva ce n-am mai făcut. Și totul e documentat și o să rămân acolo. Și toată lumea a putut să vadă și e destul de obiectiv. Ați văzut încercările noastre, avem o părere foarte proastă majoritatea despre low carb. Eu n-aș mai ține în viața mea low carb, tu ai mai ține low carb? Și având în vedere că în forma asta am ajuns, nu prea am scăzut sub 400 de grame de carb. Deci în ultimele 3 săptămâni, chiar i-am crescut în cap media săptămâna la 440. Deci pe ultimele 3 săptămâni. Și săptămâna asta deja am început de luni, că ți-ai zis că m-am simțit rău în prima parte a zilei și spre seara am mâncat, am undeva la 700 de grame de carb luni. Marți am ținut mai jos până în 300, ieri am vrut 450 și probabil și astăzi o să fie tot așa, undeva la vreo... Faci încărcări pe weekend sau mergi liniar? Niciodată. Uite, la mine asta e diferența, că eu nu stau atât de mult. Să zic că am undeva la 300 de carbo pe zi, cu vreo 200 de proteină. Zic că sunt undeva în zona lui 2000 de calorii. Dar sâmbătă de la jumătatea zilei și duminică bag undeva la 1000 de carbo împreună. Și duminică fac un fasting pe toată ziua. Și chestia asta a mers ceas. Mă rog, pentru că asta e diferența, eu vreau ca lumea să vadă, eu nu vreau să zic că abordarea mea e mai bună sau altea mai bună, vreau doar ca lumea să vadă, sunt două abordări care, după cum se vede, funcționează, sunt foarte diferite, una e asta mea cu drag and drop, de trag de mine și după aia mă încarc, și la Emil unde merge liniar. Sunt oameni care consideră că e mai ok să aibă măcar o zi, două sațietatea ridicată, sunt alții care sunt mai, nu știu, analitici, să zic așa, ca Emil, care poate își notează tot ce mănâncă, da, și așa. Chiar mi-am ținut-o, mai de asta știu exact ce am făcut. Eu monitorizez doar greutatea pe aplicația aia. Ai văzut-o cum arată? Chiar ai Cântarul ăla? Aplicația? Cântarul? Nu ăla. Trebuie să zic. Eu să mă pun să văd ca să... Dar n-are timp ca să poate. Păi ne vedem, cum să nu? Păi știu cum mi-a arătat Cântarul atunci când am venit, ultima oară, și cum mi arată acum. Chiar transiuni, după ce am avut problema aia, scăzusem sub 83, era la 82,5. Deci tu ai 10 kg peste mine, practic, în momentul de față. 9 kg. Bună ziua! Publicul nostru cere un interviu cu dumneavoastră, se poate? Nu știu dacă astăzi, da. Când doriți dumneavoastră și când vreți, facem, vă rog. Mulțumim! Suntem ca la televiziune aici. Îl avem pe Remus Aesthetics, care face poze sub Arnold. Asta e forma de ce? Pentru ce se filmează? Pentru vlog? Da. E vlogul vlog aici.
Cam asta e. Eu am făcut doar între 10 și doar 2, nu știu nimic. Pentru densitate. Hardcore, mă. Bravo, mă. Bravo, bravo, bravo. Asta a fost pentru tine, domnul Senis. Aia e. Oh. Bine, mă. Foarte bine se vede. Prezente-te pe
De ieșire. Merge pentru DSLR. E la fel? Nu, nu am eu ieșire de audio. Ai loc ieșire? Nu, poate nu pentru geacul ăla. Dar de ce? N-ai ieșire de micro, de găști, nimic? M-am uitat, nu. Se pare că pășe iau un pic așa. Merge pe DSLR, dar nu filmez acolo. Bine. Face asta chiar pentru camere, cu abdomenul încordat, tot ce trebuie. Hai. Perfect. Asta e pentru men's health aici. Bine, rău. Se apropie concursurile, toată lumea în formă. Toți motivați. Două zile până la Craiova. Bine, bravo. Am început cu vaca, da? N-am început, începea cu refiduri, că refiduri vine să recepă cât ești mai uscat. Că atunci ai și sensibilitatea la insulină foarte crescută și se duce direct în mușchi. N-ai cum să te mirea așa. Nu-l faci. Cu 15% va din partea cu să faci. Mică paranteză, exact asta vreau să zic, mică paranteză. Fără refiduri, fără cituri, dacă sunteți, singă foarte grași și departe de ce trebuie. Eu zic că guideline așa undeva la 10% poți să începi să te gândești. Acum nu este și refid. Era metoda pe care ți-a zis-o. Procedam cu carbo singur, în mare parte. Fibrele jos, grăsimea jos, proteina mediu, să zic. Exact. Dar carbo sus, 800-1000. De acord, perfect. Dar asta în condițiile în care ajungeai deja. Exact. Ești de acum undeva 10%, sub 10%. Mm-hmm. Când ți-au apărut venit, atunci ești ok. Dacă ai stratul și așa, mai stai. De cazul. Și așa ți-am zis tu, normal, abordarea mea așa, stați din ea la 3 săptămâni, fac asta, așa, la 3 săptămâni 50 de grame de carbo, la 3 săptămâni 50 de grame de carbo. Și depinde de unde ai pornit. Dacă ai pornit prin 500, undeva la 8-ul sau la 8-ul, o să fii la 350. Cam la 4 și ok. O să fii într-o formă bună și poți să faci doar zici pe zi asta, 350 de grame. Dar mă refer media, cumva, săptămânală. Ca și aici mai ok să-ți monitorizezi, că ai zile și zile și nu poți să stai. Teoretic poți să stai liniar zilul cu aceeași cantitate, dar mai scar, mai mănânci, umbli mult sau ai zi în care mănânci mai puțin, compensezi și alte zi. Mă rog, ideea e că eu așa nu, dau pe aplicație săptămână și pe media. Și de acolo încep la 3 săptămâni, scad 50, la 3 săptămâni, scad 50. Eu momentan nu prea am scăzut, pentru că am mers așa. Acum vreau, că simt că m-am cam plafonat. Dar vedeai carbo și când faci fasting sau, mă rog, când faci... Nici refigurile nu le-am făcut, nici fasting. Nu a mers liniar. El a mers, el așa făcea după ce avea refigurul ăsta, puternic. Următoarea zi ținea fasting și băga cu carbo. Exact, eu fac așa. Și carbo deloc. Poftim? Carbo deloc. Foarte jos. Poate cu jos, da? Că stăteam undeva la maxim. La limita aia pe care aveam stabilită pe săptămâna respectivă. Următorul refit putea să fie, adică tot la fel de 1000, dar putea să ajungă, mai scădeau aia 50 de grame de carbo de care ziceam. Pe finalul pregătirii oricum n-a scăzut, nu cred că a scăzut sub 200, 250. De cine vorbiți? De Sebi. Ah, ok. Da, discuția a plecat de la faptul că eu am spus că a făcut upper body, m-am încărcat.
Și ai zis că nu era suficient o sită. Exact, exact. Am băgat cam 500 de cargo și a doua zi venise, trebuie să fac cargo, gen. Și n-am mai avut chestia nimic, n-am mai făcut sală și am mâncat o cargo. Și am zis, m-am trebuit mai uscat a doua zi, după ce am băgat 20 de cărcare. 500 de cam mentenanța. E cam mentenanța, da, exact. Automat trebuie să-i dai, poate, un zi, poate. Că ai văzut că și băieția de la 3D Master Journey, aia fac gen 4-5 zile pe săptămână, stau la vreo 300, apoi 3 zile stau la vreo 600. Bine, la final de tot. La da, final de tot. Păi eu am 5 cu 2, practic. Mă rog, sunt abordările cam... Doamne, fix la 85% facem toți aceeași chestie, o împărțim doar diferit. Chiar e încercat să faci pe final treburile astea, că metabolismul doar, cât ai... Dacă mai scăzut, el scade. Asta e adaptarea genetică, să scade, să scade metabolismul. Tu încerci să mai arzi prin cardio, prin termogenice, dar metabolismul e jos. Și automat că dacă tu stai low, 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 el o să fie din ce în ce mai jos. Și automat trebuie să fii cu ceva. Și în cazul ăsta, carbonul. Dar decât un chip de gelatine de toate... Mai bine e corect, da. Clar, asta e ironia. Ironia e de fapt cine sunt picii. Pentru că după o zi de aia de trișare cu pizza, rugăzare și așa, aproape o săptămână îmi lua să răcunțe și am bucat exact cu ăsta așa. Într-o zi a dispărut o din motivă, după două zile era mult mai bine. Eu marțea, marți dimineață, era mai bine decât sâmbătă înainte să fac încărcare. Când făceai cheat day și a două, în weekend de cheat, cum era? Grizzul astăzi. Vai de capul meu. Ziceai, am pierdut două săptămâni de amurat. E adevărat? Da, da, da. Asta le zici și clienților. Asta pentru că atunci când mănânci cheat și amestești toate ingredientele, corpul nu poate să le digere. Are un blocaj. Asta e chestia cu... Sunt mai multe probleme acolo. Hidrogenată, care aia blochează absorpția zahărului și a carbohidraților. Da. Și automat, când insulină de la prea mult duci, insulina începe și transportă. Normal că nu te îngrași 5 kg. Dar e stratul ăla care o să rămână și mai ales dacă o faci săptămânat sau poți, ziua aia de urăști. Dacă zici, bă, exact ce vrem noi să nu avem. Așa am plățit și eu în ultimii ani. Eram obișnuit low carb, în weekend, la lipă, ce prindeam, ce aveam poftă, prindeam ce am poftă, aia mâncam, poate chiar mult peste. Și ajunsesem, eram într-o formă decentă, să zic, dar pentru concurs nu mai vreau săptămânii pentru weekend. Bă, frate, care e faza? Că băgam la casă, nu reușineam, stăteam acum low carb, da, grav, calorii puține. Deci am spre 1000. Și dacă am gătat apoi weekend, dar nu de la cum trebuie, ca cum am vorbit. Mă rog, mai am mult. Dar tot ce trebuie, m-am făcut la politate, am învățat-o. Exact, da. Exact ce trebuie. Eu zic că poate să pun... Hai că
Emil mă întreabă de lucruri sfinte, dacă vreau banană. Da, Emil, răspunsul e vreau. Am voie, nu. O să mănânc, nu. Pentru că sunt, stau cât se poate de low și mă încarc pe weekend. Băgați voi. Simțiți-vă bine. Simțiți-vă bine. Prefer să dau 1000 pe weekend. E mișto, și așa. Păi e. Dar știi cum sunt lunea? Vreau să fac doar pe weekend. Următorul probabil să stau de ăsta. Că nu. Următorul că deja ce ai. Da. Încerc să stau cât mai nou. Nou să nu pe 300. Mai jos nu scade. Da. Să nu știi că dau zoom pe el, nu-i problemă. Mă rog, o să fac la lucrul ca să am cantitatea totală de cartea ca să prăbărâm. Și cu gura plină și de departe, sigur, nu se aude nimic. Ziceam așa, că săptămâna unde încerc să stau mai low, cel la 300 de grame de carbo și în weekend, sâmbătă și duminică, să completez până la, adică, normal trebuie să stau la vreo 450, ori 7, vine undeva la vreo 3000 și ceva de grame de carbo pe săptămână. Eu o să stau la vreo 300, ori 5, sunt vreo 1500. Și diferența, până la vreo 3000 și ceva, o să dau în două zile. Poate chiar un pic peste, ca să fie surplusul ăla de, ca să încep un mic plus metabol. Gata, și antrenamentul de azi a fost absolut bestial, am făcut niște materiale, zic eu, care o să rămână în istorie. Domnul, la revedere de la episodul cu numărul 17, o să ne vedem la, probabil chiar la concurs, cred că următorul, nici nu știu. Poate ne mai vedem până. Poate ne mai vedem până. Cred că ar trebui pozare, nu? La Brockman sunt 4 săptămâni, 5. Mai sunt 5. Pro Nutrition. De mâine, poi, 5. Poate facem una intermediară, așa, pro training sau. Da, da. Facem noi concurs. A, stai că voi sunteți 3 weeks out, eu mă judec după concursul meu, că unde se pare că nu o să meargă nimeni cu mine. Poate facem noi un concurs. Nu, auzi, Marius, care, ce concurs să facem. Ia zi. Facem noi un concurs, vedem un pre-contest. Pozăm într-un de... și după comentarii sau după, nu știu, facem niște criterii. Chiar mă, ce tare ar fi asta mână înainte de concurs. Facem, facem noi pozare. Exact, desertare, mă rog, ce vrem noi să facem. Toate cele ca la un concurs, facem. Și vedem facem, să voteze. Da. Exact, lăsăm un vot. Și criteriile să fie, nu știu, la alegere, libere, nu știu. Găsim, ce? Sau să găsim niște criterii, vedem. Nu, frate, pozăm, uite, pozăm și ca mine fizic, pozăm și ca clasic. Ah, să facem o chestie de asta. Da, open. Da, frate, open, facem, nu, exact. Nu, facem, știi cum facem, ca să fie corect. Ca mine, ca să exact. Fie facem, facem poze de mens fizic, eu habar n-am cum sunt. Facem pozele de clasic și le facem și pe alea cu turism. Și cu bară care a câștigat pe fiecare categorie. Da, ce tare, ce tare, ce tare. Da, 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 da. Facem. Facem. Emilie cu un buchet de flori aici. Nu, 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 nu. Cum nu-i altul? Nu-l recunoști, nu-l recunoști. Ești și cu 5, nu e lui. Buchetul ăsta înseamnă PSD direct, nu înseamnă nimic altceva. E PSD plus USR. Sunt 3 trandafiri ca PSD-ul plus 1 de la... Ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Dacă da, vă aștept cu un subscribe pe băieți, să-i găsiți. Aveți like, share. Tot ce vă interesează din video ăsta vreodată. Coloană sonoră, suplimente, link-uri, nu știu, referințe. Instagramurile oamenilor care apar, le găsiți întotdeauna în secțiunea de comentarii, adresele sălilor. Nu mă mai întrebați pe mine personal, le găsiți întotdeauna, le pun întotdeauna, uitați-vă doar, da? Deci, vă salutăm, dați subscribe, dați share, urmăriți și pe ei și ne vedem la un episod următor. L-ați auzit când ai zis că nu sunt ale lui, da? L-ați auzit? Nu pot să scap de paparazzi, îmi pare rău. Casă de piatră. Să vă țină. Văd! Ia de sol, Savin!